Aproape 550 de persoane și-au găsit o slujbă în luna aprilie cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. În aceeași lună, în baza de date a JOFM erau înregistrați 150 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani care își caută un job. Rata șomajului în aprilie a fost de 3,69, în scădere față de luna martie. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor care și-au găsit un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale, urmate de cele fără studii sau cu gimnaziu. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, o parte sunt din categoria celor greu ocupabile. La sfârșitul lunii aprilie 2022, în evidențele AJOFM, erau înregistrați 6300 de șomeri, din care jumătate sunt femei.